O tânără de 20 de ani s-a trezit sub roțile unei mașini în timp ce se plimba pe trotuar. Accidentul a avut loc în fața Teatrului Național din Cluj-Napoca. Două mașini s-au ciocnit în intersecție după ce un șofer nu a respectat culoarea roșie a semaforului. În urma impactului, unul dintre autovehicule a ricoșat pe trotuar și s-a răsturnat peste tânără. Imediat, mai mulți șoferi s-au mobilizat și au ridicat mașina. La fața locului au sosit mai multe echipaje de pompieri și o ambulanță. Persoana a suferit traumatisme multiple, chiar unele severe a fost scoasă de sub mașină de către trecători până la sosirea Până a fost transportată în stare de conștiință la spital. Inspectoratul județean de poliție Cluj a deschis un dosar penal în acest caz și urmează să stabilească cu exactitate împrejurările în care a avut loc accidentul.